Vă salut în numele Domnului Isus. Mulțumesc că și azi ai ales să mă urmărești. Astăzi am pentru tine un mesaj special despre rugăciunea model pentru o biserică înviorată. Pentru mine rugăciunea nu este doar o teorie, ci este exact ce am experimentat atunci când am slujit ca pastor în Germania. Când mă aflam acolo, l-am văzut pe Dumnezeu lucrând într-un mod măreț. De fapt am văzut cu ochii mei o trezire, dar totul a început cu rugăciune. Pur și simplu împreună cu soția mea am luat câte un grup de bărbați și femei și am început să învățăm cum să se roage. Și în timp ce învățam să se roage, lucrurile au început să se schimbe. Biserica noastră a început să crească, dar s-a mai întâmplat ceva. Oamenii din biserică au început să se roage pentru prietenii și colegii lor, iar aceștia au început să întrebe cum să l urmeze pe Hristos. Și în felul acesta creștinii au început să-i aducă la credință și pe alții. Și asta a dus la o creștere numerică masivă a bisericii. Acum de ce este rugăciunea model pentru o biserică înviorată. Pentru că Domnul Iisus a spus lucrul acesta. În Ioan, capitolul 15, El vorbește în felul următor despre viță și mlădițe. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne mine și în cine rămân eu aduce mult rod. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Vedeți, O biserică vie înțelege acest adevăr măreț. Fără Domnul Iisus, nu putem să facem absolut nimic. Nu puteți face nimic fără el. Nu putem vesti evanghelia, nu putem trăi viețile pe care ar trebui să le trăim și nu putem fi oamenii pe care Dumnezeu și dorește. Dumnezeu dorește să facă o lucrare măreață în biserica-sa. Dar mai întâi să ajungem la următoarea concluzie. Fără Domnul Isus, nu putem să facem nimic. Iar atunci când ajungem la această concluzie, ne vom așeza într-un context în care Dumnezeu ne poate umple și folosi într-un mod măreț. Astfel că rugăciunea devine o acțiune care izvorăște dintr-o inimă plină de smerenie, o inimă care spune, Doamne nu pot să fac nimic fără Tine, am nevoie disperată de Tine. Rugăciunea este pur și simplu acțiunea unei persoane nevoiașe care vine la un tată bun spunându-i, am nevoie de Tine. Când începi să faci lucrul acesta, vei vedea o trezire în viața ta. Când vei vedea o biserică făcând lucrurile acestea, vei vedea o biserică înviorată. Rugăciunea este modelul pentru o biserică înviorată. Așadar, ce-ar fi să petreci astăzi? Mai mult timp în rugăciune.